Salutare tuturor, mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație și apreciez foarte mult că sunt la a doua prezentare în cadrul evenimentului pe care voi îl faceți an de an. Eu astăzi vreau să vă prezint agricultura verticală ca o formă de reziliență în business. Cel puțin așa a fost pentru noi, mai ales după anul 2020, în care din nefericire, pe de o parte, am fost aproape de faliment și din fericire că am scăpat și totodată că ne-a permis cumva să ne focusăm din mai mult timp liber, să ne focusăm pe această pivotare care astăzi ne-a ajutat să ne ducem cumva pe o direcție care ne permite inclusiv scalarea de business-ului, inclusiv la nivel internațional. O să fac o scurtă introducere. Noi suntem producători de microplante în agricultură clasică, produse de nișă, dar focusul cumva era doar pe industria de horeca, lucru care în 2020 nu a ajutat deloc. Din 2017, ba chiar, de când am început să ne uităm către posibilitățile cumva securizarea business-ului, așa am ajuns la această agricultură de indoor vertical farming. Pentru început vreau să vă prezint cea mai mică seră indoor, cea mai mică fermă de fapt pe care o puteți găsi în România. Aceasta este o microseră, este ambasată într-un magazin de tip supermarket. Aceasta este cumva o parte, o componentă dintr-o rețea care este în cloud, o rețea de astfel de spații de producție, că până la urmă aceste microsere sunt spații de producție în care noi putem să facem de la microplantele cu care am început în 2014 până la plantele pe care am căutat să le găsim soluții, să le putem produce și datorită cărora am ajuns la astfel de echipamente și aici menționez plante aromatice, care sunt principalele produse pe care le facem acum, plante de tip baby, salate și tot felul de alte alimente verzi care au inclusiv rol funcțional. Această microseră are o amprentă la sol de 1,7 metri pătrați și, cum vă ziceam, ea este parte dintr-o rețea. Adică în spate avem și spații de producție care sunt descentralizate. Acesta este un spațiu descentralizat pe care îl putem găsi în mai multe magazine, adică avem în foarte multe magazine din mai multe rețele de retail, dar în spate avem un suport care vine din platformele de logistice ale magazinelor și inclusiv din depozitul nostru centralizat din București. Asta a fost așa o foarte scurtă introducere de ce înseamnă agricultură verticală. Cum vă ziceam mai devreme, produsele pe care noi le putem face sunt numeroase, de la plante aromatice, cum avem aici, la forme de salate de căpățână și tot felul de alte produse, pe care în forma de agricultură clasică pe care noi am făcut-o până în 2017, ne era foarte greu să o facem. Noi ne-am dat seama că, așa cum am văzut inclusiv în anul acesta și cu pandemia în care suntem de 2 ani și cu toate schimbările climatice care au adus, aceasta este o poză din Brazilia de anul acesta, lucru care nu s-a mai văzut în acest secol, sau inclusiv incendiile care au dus la foarte mari pierderi în zona de producție alimentară, că despre asta vorbim. Noi stăteam că cumva că pe această, noi astăzi îi spunem că este o mină de aur, pentru că o aveam tehnologia, noi am făcut-o de la zero, de la partea de software până la partea de hardware. Tot este construit la noi, doar că fiind într-o zonă de confort cu microplantele, am lăsat-o să crească într-un ritm normal și astăzi ne dăm seama că, sau cel puțin toată industria asta de indoor vertical farm, se focusează pe a putea face și pentru a putea susține cantitatea de alimente de care noi avem nevoie. Adică dacă discutăm la nivel planetar, astăzi suntem 7,5 miliarde de oameni pe glob și se preconizează că o să ajungem la peste 10 miliarde în următorii 30 de ani. Noi încercăm să nu promovăm atât de mult ideea asta că suntem cu salvatorii lumii, cu industria asta de indoor vertical farming, dar într-adevăr putem să ne uităm la forma pragmatică în care noi astăzi facem bani și cu ajutorul căruia reușim să ne
convingem partenerii de business și inclusiv investitorii pe care de anul acesta îi avem și cu care, Doamne ajută, o să scalăm business-ul, așa cum spuneam mai devreme, inclusiv internațional. Asta este o poză dintr-un magazin în care avem tot felul de produse pe care le aducem în mare parte, inclusiv la noi în România, dintr-un lanț de logistică de peste 4.000 sau chiar 5.000 de kilometri. Pe produsele pe care noi le facem astăzi, și în special cele de tip de frunze verzi, vin din țări cu producție tradițională, precum Spania, Italia, Israel, și ne ducem mai departe inclusiv către Egipt, către Kenya și țări din Africa. Ideea este că ceea ce vrem noi să facem cu această agricultură indoor vertical farming, pe lângă faptul că este o formă în care poți să produci eficient, poți să produci sustenabil, poți să produci și ceea ce caută consumatorul de câțiva ani buni și cu mai mare precădere de după această pandemie, în care suntem din ce în ce mai atenți la ce consumăm și mai ales ce punem pe farfurile familiilor noastre. Cum ziceam, eficient, sustenabil, fără pesticide, asta este unul dintre cei mai importanți factori pe care noi îi avem în această producție de alimente curate, cu rol funcțional, în care și la nivel de business reușim să facem ceea ce este un lucru sau un criteriu destul de important acum, că de fapt asta era concluzia, local product worldwide. Cumva asta este direcția noastră, vrem să fim o formă în care producem plante aromatice, salate oriunde pe glob și deja avem cereri foarte serioase, ferme chiar aș putea spune, după anul acesta, cu a replica business-ul pe care am început să-l facem cu această agricultură indoor vertical farming în țările apropiate de noi, în Bulgaria, în Serbia, în Cehia și sperăm chiar și în Emiratele Arabe Unite în 2023. Lucru care pe noi cumva ne motivează să mergem mai departe, ne bucură că suntem în poziția asta, ne și atrage așa într-o zonă de realitate că totuși încă suntem în serele de la Gorgota și vecinii noștri fac lângă noi, au o producție de lapte și când treci cu mașinile mai simți cât o mireazmă îmbietoare de la ferma lor de vaci, dar suntem și foarte realiști că suntem pe un trend care este ascendent, care crește de la an la an cu niște cifre amețitoare. Și cel mai important este că am avut timp să dezvoltăm această tehnologie care este una stabilă și care te ajută să fii o parte importantă în producția de alimente în comparație cu agricultura clasică, care are niște mici neajunsuri, precum consumul de apă, cum este și în imaginea pe care vă arăt acum. Faptul că noi producem într-o microseră de genul acesta, pe lângă toate aceste principii de business, principiile de sustenabilitate și toate lucrurile care ne ajută în marketing, sunt foarte multe lucruri pragmatice, precum resursele pe care le consumăm. În agricultură se folosește peste 70% din cantitatea totală de apă fresh pe care noi o folosim pe glob. În agricultura indoor vertical farming folosim cu 95,5% mai puțină, lucru care din nou cât un pic se pune la acești piloni de care din ce în ce mai mult peste tot începem să fim atenți și să ne uităm, pentru că resursele totuși sunt limitate și unele dintre lucrurile pe care le facem prin agricultură le facem într-un mod care ajung să fie irreversibil din punct de vedere a destabilizării naturii. Cum spuneam, încă din 2014 noi facem această cultură de microplante, care este o formă de alimente funcționale cu peste 50, cu până la 50% mai multe substanțe benefice. Și aceasta are, pe lângă acest rol funcțional, are și un avantaj că poți să-l produci în medii care să nu necesite foarte mari resurse pe lanțul logistic. Adică noi, dacă suntem în aceste microsere și producem aceste microsere sau în forma de agricultură verticală, chiar un pic centralizată în spațiile de logistică sau inclusiv în zonele în care noi producem în fabrica noastră, ca de exemplu de la București, așa cum spune FAO, Food and Agriculture Organization,
microplantele intră în top 5 alimente ale viitorului, nu doar din aceste perspective, ci și prin simplu fapt că în spate logistica de păstrare, logistica de transport, forma în care ele cresc, sunt destul de libertine, ca să zic așa. Semințele care sunt inputul principal le poți păstra și la temperatură foarte ridicată și la temperatură foarte scăzută. Deci cumva avem toate aturile să putem să găsim soluții alternative pentru a asigura cantitatea de hrană sănătoasă pentru viitor. O să merg un pic mai departe ca să nu intrăm foarte mult în detalii. O astfel de microseră, precum cea pe care noi avem în magazin, poate să producă până la 4.000 de ghivece pe lună de microplante și aproape 1.200 de plante aromatice la ghiveci. Dacă ne uităm la prima iterație pe care am avut-o în 2018 cu această microseră, plasarea ei în mai multe rețele de supermarket din București și inclusiv din țară ne-a ajutat să modelăm această formă de business care le oferă marilor comercianți posibilitatea de a avea o formă de just-in-time stock. Cumva acum încerc să vă povestesc de criteriile pragmatice care au la bază sustenabilitatea, care au la bază lucrurile eficiente din perspectiva business-ului și lucrurile care atrag peer și importanți din stakeholders importanți din procesul nostru de business. Pentru că, cum ziceam, agricultura verticală indoor atrage foarte mult prin sustenabilitate, dar pe investitorii mari, investitori din acest moment și vorbim de investitori care deja în partea de Europa de vest și chiar inclusiv în America deja au început să investească sume colosale de zeci de miliarde de dolari în această industrie care crește și care are randamente pe care nu prea le găsești în alte business-uri. Asta și datorită accesului mai facil acum că la lumina LED, care până acum era un cost incredibil de mare, și inclusiv la partea de panouri fotovoltaice, care să ajute să compensezi până la urmă cheltuiala principală, care este cea cu electricitatea. Dar chiar și așa este un business cu un randament care sare de peste 35% până la 50% EBITDA, lucru care în industria alimentară este foarte greu de găsit și provocarea principală este să găsești soluții să fii cât mai, să ai o amprentă fizică cât mai elaborată. Pentru că pentru noi, cu microplantele, până la momentul în care am început să ne ducem către zona aceasta de agricultură verticală distribuită, provocarea principală era piața. Am reușit să creștem cu business-ul de la an la an, ne-am dublat până am ajuns la plafonarea pe care noi o prevesteam încă din primii ani de business. Cu partea asta de agricultură verticală indoor, marile fonduri de investiții, că antevorbitorul meu vorbea mai devreme de forme de investiție și lucrurile pe care ar trebui să le avem antreprenorii care căutăm astfel de soluții, se uită către forme de business care au un trend foarte ridicat și care au un potențial incredibil de mare. Această formă de susținere a nevoii alimentare în viitor, din punctul nostru de vedere și din punct de vedere al multora care investesc în zona asta, începe să devină atractivă și creșterile de la an la an sunt incredibile. Una, pentru că nu mai putem să mai producem unele alimente. Doi, pentru că încep să fie aceste rapid climate change care ajung să fie simțite încă de astăzi. Noi zicem, domnule, suntem într-o formă în care schimbările climatice nu ne afectează, dar temperaturile medii anuale care cresc încep să se simtă inclusiv în România și nu mai zic în țările în care sunt deja temperaturile scad acolo unde era mai rece sau temperaturile cresc foarte mult acolo unde oricum era o climă mult mai caldă. Inputul principal, intru puțin și în detaliile tehnice, este partea de iluminare, dar forma de agricultură, această formă de agricultură îți permite să produci de până la 100 de ori mai eficient decât agricultura clasică. Pentru noi este o formă de, e o bucurie să fim primii din
Europa Centrală, din România în primul rând, și din Europa Centrală și de Est, care au dezvoltat astfel de echipamente și care sunt deja puse în piață, sunt acceptate și inclusiv avem investitori care anul acesta au investit aproape 700.000 de euro în viziunea aceasta noastră de a descentraliza forma în care putem să asigurăm alimente curate, produse transparent și într-o formă locală oriunde am vrea noi să amplasăm. Ca și concluzii, ca să nu mă lungesc pentru că am depășit timpul și eu, cumva, chiar dacă sună foarte, foarte ambițios, această agricultură verticală este o formă din viitorul susținerii alimentației pe glob. Este o formă care va asigura și satietatea nutrițională și satietatea și nevoia de alimente la nivel general. Și ne bucurăm foarte tare că suntem și pionierii acestei forme de agriculturi în România și, cum ziceam, în Europa Centrală și de Est. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, Cristian! Avem o întrebare din audiență. Cum s-a schimbat raportul Horeca Retail în pandemie? Bineînțeles, cred că trebuie un răspuns un pic nuanțat, că e clar că în momentul în care Horeca a fost închisă, mai degrabă cum ați crescut în retail, aș crede eu că e foarte, foarte relevant ca și informație. Păi, în primul rând că am schimbat tipologia de produse, condițiile în care în martie 2020 ne-am trezit de luni până joi cu zero clienți. Toți clienții noștri Horeca își anuleau comenzile de la o zi la alta și asta a dus la niște pierderi masive din producție și totodată la un șoc care a durat câteva zile și din fericire a durat doar câteva zile pentru că am reacționat foarte rapid. Am făcut două lucruri, unul la mână, am reușit să strângem în jurul nostru și în comunitatea noastră toți oamenii și toate businessele cu care lucram, fie că erau furnizori de ai noștri sau fie că erau clienți, ne-am folosit comunitatea și am început să facem o campanie între asta de unde smulți puterea crește și efectiv fiecare, la cu logistica de păstrare, la cu logistica de transport, am reușit să livrăm către oameni acasă un pachet complet de alimente. Și doi la mână, am schimbat rapid tipologia de produse, de la produs către Horeca, care înseamnă microplantă la ghiveci, cumva mai mult pe specialități, pe forme de salate de tip baby, am făcut repede un brand nou, Petit Green, s-a lăsat plantele să crească un pic mai mult și am dat o nouă formă de salată în piață. Ponderea la nivel de cifre nu s-a modificat foarte mult, pentru că noi oricum eram la o capacitate mare, la o capacitate maximă de producție și în momentul în care treci de la un produs cum sunt microplante care se fac într-o medie de 7-10 zile și treci la un produs care se face între 14 și 21 de zile, deja suprafața de cultură s-a diminuat, ba chiar s-a înjumătățit. Și dacă aceasta oricum era limitată la nivelul culturii anterioare, deja în momentul acesta ne-am plafonat din start, în maxim 3 săptămâni, ne-am plafonat din start capacitatea maximă de producție și n-am putut să creștem mai mult. Deci de la 95,5% pondere în Horeca, am reușit să mai tragem să mai echilibrăm cu încă 15%. Lucru care astăzi se va schimba complet pentru că toată investiția asta pe care o facem în momentul acesta se adresează doar consumatorului final prin produse care merg doar către consumatorul final în retail. Și spunem că preconizăm că în 2022 ponderea o să fie ba chiar mai mare, 60% retail și 40% Horeca. Aș mai avea o întrebare din punct de vedere al percepției consumatorului. E clar că sustenabilitatea e un subiect de interes din ce în ce mai prezent în mintea consumatorului. Voi sunteți în acea zonă. Cum crezi tu că s-a schimbat? Dacă ați făcut, nu știu, ceva studii sau dacă ați simțit din punct de vedere al consumatorilor niște modificări și ca percepție de brand în ultima perioadă? Și mă refer la ultimii ani, nu doar, evident, nu doar la perioada pandemiei. Cred că cel mai important criteriu pe care l-am văzut în obișnuința consumatorului este referitor la atenția asupra produsului pe care aceștia îl consumă și nivelul de siguranță, de transparență, lucru care pe noi cumva ni se confirmă traseul nostru ca și activitate de business.
pentru că noi asta spunem, vrem să fim cât mai transparenți în producție, trasabilitate cât mai scurtă, zero pesticide, zero insecticide. Și oamenii au început, cred că și din frica asta cu pandemia, să înceapă să se uite pe etichetă să vadă, băi, avem un produs certificat, avem un produs care are niște minime standarde de siguranță alimentară. Lucrul acesta mi se pare că este cel mai important și care va face diferența în providerii de alimente în viitorul apropiat, pe termen scurt, mediu și mai ales pe termen lung. Mulțumim frumos, Cristian!